astăzi să facem outfit battle până în 1000 de lei, până în 1500 de lei, că tocmai ce discutasem cu Red, avem pe Seminet în stânga cu Bianca și pe Red cu Ane chiar aici. Știți foarte bine regulile, Red a mai apărut Seminet, e prima oară la tine, Mihai, nu? E prima oară, da. Eu sper să știe ce au de făcut sau nu, o să vedem asta pe parcurs. Foarte simplu, care vreți să începeți, piatra, vorbă, hârtie, cum vreți să-i dați? Hai, dați hai așa? Să vedem. 3, 2, 1 și... Deci încep tu sau începe Red? Cum vrei? Încep eu. Încep tu, da? Da. Ok, deci tu cu Bianca. Ok, Red, asta e la mine. Voi vă duceți în partea aia, Bianca. Avem temporizatorul aici. În primul rând, Bianca, cum vrei să te îmbraci? Cam cum ai vrea așa? Bă, basic. Super basic. Deci basic. Și baggy. Baggy, da. Deci am greu cu baggy, da. Dați-mi cont. Baggy, nu știu dacă avem ceva... Hai, din momentul ăsta ai 5 minute, de acum te descurci. Deci baggy. Bianca nu mi-a aprobat nimic, știi foarte bine, v-am explicat, da? Nu trebuie să aprobați. Deci vrei baggy? Bă, eu țin minte... Dar găsești, ai ceva. Deja am găsit. Yes. Mihai, deci dacă îmi lași un produs, nu mai ai voie să mai schimbi. Da, am voie să-l ating, da? Ai voie să-l iei, să te uiți. Bianca doar să nu aprobe acum. După ce-l iau, poate să aprobe, poate să discute. Că mai erau niște perechi pe aici. Stai așa, că-s pe timpul meu oricum, nu? Da, ești pe timpul tău. Mamă, ce urât e tech-ul ăla, mâncați aș gura ta. Bă, ce-au fost în capul lor? A, dar fii atent, mă, că-i schemă. Nu mai, nu mai. Rămân ăștia, că deja am pierdut mult timp, da. Deci dacă ți-i dau, ăștia rămân. Ăștia rămân, da. Îi vrei? Trebuie să convins cu materialul. Da, ăștia rămân. A, nu. Au rămas gata, nu mai. Nu stai, bă, trebuie să mă uit la preț, bă. 400 de lei mai 1100 de lei pentru restul. Bianca, ce zici de ăștia? Ok? E de ce, nu? Hai să te văd, Mihai. Păi cred că e singura chestie baggy de acolo. Păi și unde vrei? Putem să mergem și la Adidas. Sau la Juicy, dacă vrei. Nu la Juicy. Juicy cu Adidas, nu știu dacă e. N-ai fi vrut, ar fi mers Juicy? Nu voi a Juicy. Bă, dar mai zici și tu timpul ăla. Lasă că la ți-l zic eu pe parcurs, nu faci. Păi zi-l acum. Red, tu știi foarte bine, am făcut deja asta cu tine și cu Zapi, dar am făcut-o în Cluj. A fost singurul outfit battle filmat în alt oraș, ca idee. Ce a fost greu. A fost greu atunci, sincer. Zici? Păi 10 bețe să fac un plan bun. Hai, deci. Nu zici nimic, nimic. Dar cum mai vrea să te, cum mai vrea să te îmbrace, poți să-mi zici, adică și cu Bianca am discutat. Nu hai, poți. Nu zici nimic, nu zici nimic, lasă-l pe ăsta, nu l-a ascultat pe ăsta, că nu mă vorbește baloane. Cum adică? Taci, mă. Uitați-l, deci uitați-l, da, băieți în chat când o să reacționeze Red la chestia asta, scrieți că e mare L ce face acum, da? Mare L, mare L. Red. Unde văd prețul? La acela geaca asta? Da. Hai că zic imediat. Geaca asta este nici mai mult, nici mai puțin de nu-l găsesc. Trebuie să mă caut. Amă. 600 de lei, bro, 600 de lei. 6 bețe, bun. Da, dar e mișto geaca aia, îmi place. E mișto, dar e ce mișto. Zici de asta, uite? Cum ți se pare tech-ul ăsta așa în două culori, cum ar veni? Da, acum subscribe și ai doar astăzi șansa de a câștiga un voucher de 300 de lei pe site-ul celor de la Baz. Asta doar dacă stai până la final să vezi regulile. Supere, chiar o să-l cumpăr după. Chiar o să-l cumpăr pentru de mine, să-l port. 400 de lei a luat și Mihai pe aia. Nu cred că ai vrea să fii identic cu Mihai. Vedem, vedem ce găsim pe aici. Vezi că mi-e plac rău aia. Bă. Ok. Placă aia? Da, merge. Zici, dacă rămân și foarte bine cum e distracția, rămân la mine și de acolo e 250. Da, rămân ăștia. Rămân? Gata? Da. Neane? Ok? Nu-i zice nu, nimic. Gata, nu-i zice nimic, nu. Sunt la mine, gata, sunt la mine. Red, sunt la mine. Deci ok, poți să-mi zici. Nu-ți plac, nu? Eh. Mai ai 3 minute și 33 de secunde, să știi. Lejer. Dar asta e mișto. Dar cât e? E baloane, e ok, să știi la preț. Da, cât sunt ăștia? Ăștia-s 250. 250? Da, da, la asta cred că trebuie să iei tricou. Da. Deci mai e 1250, ține cont de chestia asta. Tu prima, ultima oară când l-ai făcut, cred că Red a fost ultimul om care a făcut outfit-ul la sub 1000 de lei. Deci ăștia sunt la mine. Ha. Stai. Vrei să te uiți la Adidas? La Adidas, da. Bă, am voie să le ating, da? Da, da, normal, mai ai 3 minute și 55 de secunde, vezi. Bă, mai e 1100. Nu, nu. Hai la tricou. Uite, vino să-ți dau eu o recomandare, vino aici, hai să vorbim. Ce recomandare? Uite, ce zici de ăștia? Bă, ăsta trage de timpul. Nu l-a ascultat, trage de timp, vino după mine, nu. Mai 3 minute 41. Ia, eram sigur, așa face. Da, nu? Hai să te văd. A, gata, am văzut. Dați-vă un pic de acolo, băieți, că a văzut Mihai ceva, gata. Nu știu ce. Ăsta e, l-am vrut și eu ultima oară, mai țin minte. Ăsta e, da. Mamă, te-ai dus pe compleu, așa. Ui. Rău, Mihai. A, mă, că nu-i rău, ești nebun. Compleu așa. Ia, uite, vorbește el, care își meciuiește Adidas și cu compleu. Zim timp. 500 de lei ăștia. 500 cu 500, 1200. Mai am 300 de lei, 350. 3 minute și 10 secunde. Leger. Hai înapoi la Adidas. Hai, e sigur? Sunt 100% sigur. Bine, e ok Bianca asta? Da. Bine. Noi acum filmăm, băieți, am avut o mică problemă. Eu octa în spatele camerei ca idee. Unde e Adidas? Unde e Adidas? Bă, dar nu vrei niște Nike să pui la asta? Bă, ar merge. Adică eu bă, fii atent, vino aici. Pe mine nu m-ar deranja. Ce zici de asta? Stai așa că trebuie să-mi pun și eu amprenta. Ai spart-o, dar să vezi ce arăți de tine. E rău, nu? Amprenta. E rău, nu? Să mor Mihai cu aia. Eu înțeleg, dar zim timpul, zim timpul. 2 minute 25. 2 minute, da? Mamă, ce să știa? O șmechereală. Îți plac? O șmechereală. Bă, ăștia, sincer, n-ar nu mai zic nimic, mă. Nu? Nu mai zic mă nimic. Uite și aici, ce zici de verurile astea sau ăștia? N-au ăștia pe negru. E variantele de aici. Deci ăștia sigur, da? Red, mai 2 minute și 39 de secunde și el doar un articol. Leger, no worries. No worries. Mă descurc, stai liniștit. E mai mic la femei, eu acum am dat seama, după mult timp n-am mai filmat cu femei gen ăsta, să-l facem. Stai așa. Stai așa, cam eu am eu o fază. Ia.
O schemă. Deci geaca asta... Parcă era 600. Geaca asta 600. E 600. 250, aia? Deci 850. 850. Rămâne geaca, nu ai voie să o iei după tine dacă nu rămâne. Rămâne, da. Rămâne, sigur? Da. 850, deci îți place asta? Gata, a rămas. Geaca îți place, geaca nu? Geaca asta e bine, ok. Mamă. Pare că nu bunghim. Redule, Redule, dar să știi că tu acum, ca să știi, mai ai doar 650 de lei și tu trebuie să iei și Adidas și trebuie să iei și tricou. Unde-s tricourile? Acolo. Sau în partea cealaltă, în dreapta de tot. Mai ai un minut și 30 de secunde. Unde-s, bă, tricourile? Uite și pe aici. Uite și acolo Juicy, dacă vrei Nike acolo. Cât e asta? 150. Rămâne? Rămânează că e Adidas cu Nike. Schimbăm stereotipurile. Ia ziane. E bun? Terminăm. Bun topul, nu? Ok. Terminăm cu stereotipurile. Deci mai ai încă, teoretic, 500 de lei. Atât mai avem, 500 de lei. Mama, uite, ăștia ce zici de ăștia? Nu, lasă, ia-ți ei tu pentru tine. E superstarul, nu? L-am văzut pe Kevin Hart cu aia. 419. Și cred că ar mai rămâne bani și de altceva. Deci, ăsta este 500, ăsta e 400, da, astea două, nu... care a zis că sunt ok, Bianca, e ok, nu? Da. Da. Deci, astea două adunate sunt 900. Deci, noi mai avea 600 de lei. Și ăștia sunt și la reducere, uite, cât 420. By the way, dacă îi vreți la reducere, mai aveți și reducere chiar acum. Dacă mergeți cu poza pe care o vedeți chiar acum, da, pe ecran, în magazinele Baz sau codul Georgescu pe site-ul acestora pentru orice produs, așa că let's go, aplicați reducerea aia la checkout pentru că mă ajută enorm. Parcă mai Mihai, bine te miști foarte încet. Păi da, am tot timpul din lume. Sunt la Adidas, mai am de ales Adidas și gata, nu? Da, mai e un minut și 37 de secunde. Într-un minut știi câte fac? Da, nu mai vrei... zic că mă fac de râs la fete. Nu vrei Nike? Nu vreau, mă, Nike. Vrei un ghiozdan? Nu vreau niciun ghiozdan. Bianca, da, se cam uită așa un pic curățel la tine, să știi. E un pic așa. Nu-i prea bă, niște Air Force și aș lua. Cum vrei? Chiar, e decizia la tine. Că, cât sunt Air Force? Hai repede să vedem. Scuze. Air Force bine, nu? Era să, era bine să... rău, vezi că tocmai ce mi-a aprobat Air Force. Stai, îmi pare rău, nu e. Bă! Mi-a zis bine rău la Air Force. Nu e. Jesus, nu mai e cum să iei. Bă, orice fel de Air Force. Nimic, îmi pare rău. A fost Air Force și a zis Air Force și a fost ora și la gara. Îmi pare rău. Uite, mă, cu Gore-Tex, uite, perfect pentru iarnă. Muiști, așa arată. Hai, mă, că nu-ți răi, dar nici bine nu. Bă, nu știu, mai 54 de secunde. 54 de secunde. Nu știu, faci sală? Ăștia-s păi bun. Și dacă faci sală, cu ce te ajută această informație? Ăștia-s bun la sală. O zigourile? Păi și eu zic ia vezi, de... repede, dacă am buget, 650. 600. Jesus! No, mai... 600 în cap. Deci nu mai avem șanse, îmi pare rău, trebuie să-ți iau niște Puma. Sau... Mihai, mai 32 de secunde. Cât sunt? 700. 32 de secunde. Air Force n-am voie, dancurile surâte. Iau Air Force mid. N-ai voie Air Force. Păi stai un pic, că voiam să iau... Deci tu ai întrebat Air Force și mi-a aprobat Air Force. Trage de timp. Nu, mai îmi pare rău, iau pe ăștia, gata. Na, mamă. 360. Mai rămân bani. Mai rămân da, bani. Dar mai iei 10 secunde, repede. De ce zi iei la tine? Nu, mă, ăștia rămân. Octav. Îți răi, nu? Băi, important e să arate bine în outfit. S-a dus timpul. Full Adidas. Și ai rămas și cu bani. Dar, din păcate, n-am ce să fac puteam cu 240 de lei. Eu tot la ăștia mă uit că îți din piele și material bun, știi ce zic? Depășim cu 20 de lei, nu ai cum. Pun de la mine, nu pot. N-am voie să pun de la mine. No. Ăștia cât îți? Mamă. De 20 de lei te iert, dacă chiar îi vrei pe aia de 20 de lei te iert. Ăștia nu pe negru. Nu știu, frate. Mamă, și erau și la preț bun. Băieți, așa pe negru există? Nu. Bogdan. Ăștia, nu. Îți placă așa? Sunt 600. Aici. Mai bagi tu 100 de lei? Bagi acolo o promovare pe live. Aia? Da. Sigur? Da. Am făcut o excepție aici. Hai, bag eu 100 de la mine din buzunar. Am făcut o excepție pentru Bogdan, deja 100 Codul de lei. Codul Georgescu. Perfect, vedeți frumos. Codul Georgescu. Unde? Pe Baz. Bun, vedeți foarte, foarte simplu. Ane, îți place ce ieșit până la urmă? Pantalonii... Deci pantalonii nu, nu? Nu. De ce? Prea mulați? O să fie un pic mulați? Da. Flair jos, o să arate bine pe sneakers. Da, zici? Luat, dar da. Cum toată combinația asta? E un pic cam colorat, sincer. Zici, Bogdan? Da. Sigur? Sigur. Ok, când faci rele stream-ul? Când faci rele, când faci live-ul mare? Ai anunțat pe oameni? Asta este duminica acum. Duminica acum iese? Da. Pe 9. Pe 9? Pe 9. Deci mergeți să vă luați măsurile și revenim imediat. Băieți, au văzut outfit-urile, am și discutat un pic despre ele, dar sunt curios așa, ce ți se pare că a făcut Mihai? Nu m-am uitat. Nu te-ai uitat? Nu. Bine, hai că vezi acum. N-am vrut să trag ochiul. O să vezi acum, tu ai văzut ce a făcut. Doar pantalonii am văzut. Am văzut doar jacheta și? De la Red, da. Păi mă întreb pe mine, băiat, e o jachetă de fată, nu am cum să-mi dau cu părerea. Asta e ce a făcut domnul Mihai. Un pic el, Adidas și ăștia. Da, nu? Da. Un pic așa, ăștia-s mai tare. Măi, la mine bombă. În afară de pantaloni. Pantalonii, da, hai să vedem. Tu ce zici, Mihai, de... Hai să vedem cum dau pe ele, nu? Bianca, ce zici că a făcut Red? Îmi place jacheta super mult. Ok. Dar e foarte cool jacheta aia și Adidas îmi plac foarte mult. Sunt cool. Pantalonii... Suntem hater, bă, haters. Dar vezi că e prima dată, de obicei, numai clinciuri din astea mult mai dușmănoase pe aici. Adică chiar sunteți, se vede că... Hai să începem noi să fim unul cu altul. Cum, mă, frate, Nike cu Adidas, cu Converse, bă, toate trei combinații. Și ne-au zis că nu se poate purta Nike cu Adidas. Eu n-am zis. El n-a zis că nu cumva. Fetele, mergeți, schimbați-vă și revenim după să vedem toate astea. Rămân cu băieții să stau un pic de vorbă, fugiți. Ce proiecte urmează, Mihai?
Mihai, ce urmează să mai vedem? Vrei să dai jos? Te rog. Știri, da, hai, vreau să mă așez. Te rog. Domnul de la știri, acum e la pupitru, că nu da, se mai poate. Da, deci urmează multe știri în următoarea perioadă. Urmează multe reacții de la Georgescu, urmează multe reacții de la Red, mai vreau și eu abonați de la amândoi. Cam atât. Doamne, de la ajută. Red ar trebui să ne dea și nouă, la amândoi ar trebui să fac așa un split din ăsta, mai cum se cade. Ar fi bine. Ne-ar ajuta cum ar veni. Redule, în afară de live-ul ăsta, ce urmează să mai vedem? Urmează să te apuci de IRL stream, pentru că e o întrebare care stă pe buzele tuturor. Plus de asta, mai e și întrebarea dacă o să te vedem mutat pe Kick sau nu. Nu știu. Nu știu ce să răspund la asta cu Kick-ul. Pentru că acolo sunt multe chestii de luat în calcul când vrei să te muți pe platformă nouă, de pe YouTube mai ales. Oamenii sunt învățați pe YouTube, Kick-ul, pe lângă că este platformă de păcănele și așa mai departe, o să fie văzut foarte prost, de exemplu, de sponsor. Dacă vrei să ai vreun sponsor pe live, lucky, da. Kick-ul îți dă kick. Dar îți dă bani buni, Kick-ul, să faci stream. Aia e, că numai că contează și cât o să mai țină chestia asta. A, deci că nu o să țină la nesfârșit. Păi îți dai seama că nu o ține la nesfârșit așa. Okay, am auzit și chestia aia că o să facă ceva coin, să plătească viewerii când se uită. Adică Twitch, tai bit, cum ar veni, nu? Da, dar poți să și dea withdraw. Gen să facă bani oamenii uitându-se la live-ul tău. Cum naiba să faci asta? Filmul lor, frate, nu mai știu cum să aducă oamenii pe platformă, știi? Bă, o să fie interesant, aștept să vedem toate nebuniile astea. Băieți, brand de haine, urmează să vedem merch-uri, ceva, mai ales că toată lumea întreabă, mai ales la tine e o întrebare. Urmează din... chiar astăzi am fost să vorbesc despre el. Okay. Urmează foarte sun. Deci urmează să-l faci, nu? Da. Brand sau mărci? Brand. Deci brand de haine, brand, cum brand. Să nu pot să zic. Nu poți să ne dai, nou? Nu? Care o să fie stilul brandului? Gen, ce haine aș purta eu? Asta o să fie stilul. Fac ce vreau eu să port. Nu mai zice asta niciodată. Opio. Nu mai zice niciodată chestia. Deci gata, ți-a trecut gata, pe Facebook. Gata, Mimu. A trecut Facebook. Nu, că o devenim foarte cringe din cauza la TikTok. Tu vrei să fii opium? Eu sunt deja. Haide nu că... te uiți la mine. Băieți, fetele-s gata, vă așteptăm. Bianca, Ane, haide să vedem ce ați făcut. Ia că-s curios. Haide. Ce ai zis, mine? Da, a mea a câștigat. A? We have a winner. Nu știu ce să zic. Hai că-s bun pantalonii. Nu știu ce să zic. Că-s bun pantalonii. Zi-mi, bă, hai. Eu din ce am mai văzut prin clipurile tale, mi se pare cele mai bune outfit-uri de până acum. No offense pentru ceilalți care au fost mama, până acum. Mama, și-a rău dat. Sincer, îmi pare rău. Chiar sunt cele mai bune. Mamă, Bogdan, e shots fired în momentul de față. Fetele, voi ce ziceți? Ane, cum ți se pare? Mai bun la tine sau mai bun la Bianca? Bianca. Mai bun Bianca? Da. Eu zic că e mai mult mai bun ăsta. De ce bun, nu? Okay. Uite, mă, că nici nu se văd Adidas și vă plângeați degeaba. Uite, bă, flared frumos cu toe box-ul ăsta. Bine, singurul lucru calaric. Se vede că la Bianca s-a dat și glane, s-a dat și cam mari. Uite de puțin cum se vede. Păi el chiar se vede. Bă, așa trebuie, mă, frate. Bă, cu pantalonii nu e rău, să știi, și geaca cu pantalonii mă așteptam să nu meargă așa. Da. Nu? Mie geaca îmi place de moro, da, geaca e tare. Geaca aia chiar e mișto. Dacă or avea un XL, poate o băgăm și pe noi, băieții. Mie chiar îmi place gen. Asta e un pic ghetto style. Dacă vrei să zic drept. E un pic ghetto style. E tare, mie îmi place. Eu m-aș îmbrăca așa. Mie hanoracul. E așa un pic de colecționar de viniluri. De hipster. De gen hipster. De om care merge la bazar de muzică. Știi ce zic? A, păi am câștigat, gata acolo. Știi ce zic? Știți foarte bine, voi decideți cine câștigă. Mai am și un premiu pentru voi. O să puteți să câștigați un voucher în valoare de 300 de lei. Tot ce trebuie să faceți este să ne scrieți care dintre cele două a câștigat, să-mi lăsați și Instagramul vostru și un mic acolo, un pause ceva, pentru că cel mai lucru comentariu o să primească un voucher de 300 de lei la Baz din partea mea și din partea Baz. Da, băieți, cam asta a fost, sincer, din punctul meu de vedere. Red a câștigat astăzi, nu am cum să nu zic asta. Glazer! Nu, no, Mihai, îmi pare Glazer. Rău. Bro, porți bocanci care nu sunt Timberland. Sunt Timberland. Și tu porți Jordan 1 în 2024. Hai să încheiem aici. V-am pupat, eu am fost Georgescu, ca de fiecare dată uitați de like, share, comment, subscribe, toate alea, uitați la follow pe Instagram la Georgescu, aveți și Instagramul băieților, știți deja foarte bine, bogdi.w, seminedu-ți-o aici, Ane și cu Bianca, dacă vreți să le vă dați Instagramul, le puteți să o faceți, o să vă apară pe ecran, o să le pun Octa. Bine, Ane 19, Bianca bară jos, puiuleț. Ok, let's go, let's go! Ne vedem data viitoare, v-am pupat, ne vedem miercuri!